Ora 10, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Ziua Live. Alături de mine, prin telefon, se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit și eu mulțumesc pentru invitație, numai că noi suntem la muncă aici de multă vreme. A, dar de ce? Dacă... Credeți că noi am început acum la ora 10? Nu este. Nu, acum îmi dau seama că... Nu o să stăiesc pe baricade de dimineață, așa este. Să pregătiți... Alo? Da, 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 vă aud. Da. Am înțeles că vă pregătiți de derby local. Da, nu mai zic nimic. Am avut atunci o discuție săptămâna trecută. Ați zis că nu pierdem, așa este. Aștept și eu să mi se recunoască. Mai în serios. Am spus atunci că avem două victorii consecutive... Și au fost două victorii consecutive, atunci cu Botoșaniu și cu Hermannstadt. Am zis și am îndrăznit să spun că nu pierdem cu Farul și numai că n-am pierdut. Dar a fost cea mai bună prestație a Universității Cluj din acest campionat. Cu asemenea echipă și cu asemenea determinare, strategie și viziune în teren și implicarea băieților, toți pentru unul, unul pentru toți, echipa asta... Mi-a fost o mare plăcere să o deci vedem. A fost, într-adevăr, aveți dreptate, a fost cel mai bun meci care l-a făcut Universitatea Cluj de când este în Liga 1. Dacă la meciul cu Botoșan, respectiv cu Hermannstadt, ne uitam că în minutul 75 aveau sau 80 aveau o lovitură de colț și nu era nimeni în careu, acum erau și 5-6 jucători. Deci chiar s-a jucat un fotbal foarte frumos. Acum, fără și păstrând proporțiile și, evident, comparațiile, ce am văzut la Bayern München în meciul cu PSG, adică o echipă fără mari vedete individuale, Bayern München, dar cu un spirit de echipă, cu o strategie de joc și cu o voință în teren absolut remarcabilă, iată că au îngenunchiat coloșii fotbalului mondial. La fel și Universitatea. La scară, evident, și păstrând proporțiile, prin jucătorii buni, prin strategie bine pregătită de Neluțu Sabău și prin dedicația asta din teren, prin modul în care au ars pe teren pentru fiecare minge, ars în ghirimele, evident, s-au bătut pentru fiecare minge în teren, respectând indicațiile tactice, pur și simplu au fost clasat campioane. Adică Farul n-a avut timp de respirație pe Cluj Arena. Bravo, e mult zis campioana, că nu e campioană. Vorbim de, uite, că CFR-ul din nefericire n-a reușit să vină cu victorie de la Sepci și să treacă pe primul loc. Deocamdată e campioana momentului, cum se spune, locul întâi clasament. Campioana României, sper că va fi tot la Cluj, la sfârșitul campionatului CFR Cluj. Și le ținem pumnii și ne-am bucurat de... Păi bun, și acum în derby cui ținem pumnii? Acum, în primul rând, fiecare cu cine ține. Am spus, când suntem în afara Clujului, toți suntem pentru Cluj. Susținem Clujul, indiferent cu cine joacă. Când suntem între noi, ca și în curtea școlii, ne împărțim în două tabere, în două echipe, colegii de clasă, așa făceam noi prin liceu, ne împărțeam în două tabere, nu înseamnă că după ce se tânea meciul, nu puteam trăi în aceeași clasă. Și aici, nu înseamnă că și înainte și după meci nu trăim în același oraș. Și echipele și suporterii. Trăim în același oraș, ne mândrim cu acest oraș, ne bucurăm de reușitele lui. Între noi, repet, dominat de fair play, să fie un meci în care fair play... Am văzut că s-a pus un pic de gaz pe foc, a fost un mesaj al galeriei de la CFR. În fine, și înainte de meciul Universității acasă, că au fost mai multe meciuri atunci și în Cupa României și în campionat, au fost tot felul de mesaje pentru a inflama spiritele. În schimb, lucrurile în stadion și în afara stadionului au decurs normal. Cred că la fel va fi și... Am încredere pentru că am trecut deja două teste. Au fost două meciuri între U și CFR aici la Cluj, doar dacă vorbesc de etapele de perioada recentă. Sunt convins că și acum vom avea capacitatea să gestionăm cu echilibru și, evident, dincolo de... mesajele care trebuie să rămână limitele fair play-ului ale galeriilor și ale respectului pentru oraș, pentru că galeriile până la urmă sunt și ale orașului, nu numai ale fotbalului și ne reprezintă pe toți. Să avem un meci frumos, iar noi să ne susținem fiecare echipa favorită,
cu mijloace bazate pe fair play și nici de cum să încurajăm alte atitudini. Bun, veți asta merge la meci. Bine, fericit la Bruxelles. Săptămâna viitoare trebuie să mă duc la plenara Comitetului European al Regiunilor și plec luni dimineața. Bine, fericit, nu sunt în Cluj, dar cu siguranță voi urmări cu atenție ce se întâmplă pe stadion și îmi doresc să fie un spectacol sportiv de calitate care să facă în continuare cinste Clujului. Și ce să vă mai spun? Ce va face Universitatea Lundă, unui primar? M-aș hazarda să mai spun că este posibil să nu piardă. M-aș hazarda să spun și unul că mi-aș dori, asta e una, și doi, chiar cred, după ce am văzut determinarea din meciul cu Farul, că e posibil să nu piardă în Gruia. Dar, deci nu repet, pierdem, nu? Repet, asta e ceea ce îmi doresc și consider că este posibil. Am viața, vom vedea dacă bate filmul sau nu. Vom vedea acest lucru. Oricum, mai mult până departe, e doar sfârșitul campionatului, începe după aceea play-off-ul și play-out-ul, dar mă bucur că avem echipe din Cluj bine poziționate. Adică CFR-ul cu șanse reale să recâștige titlul, Universitatea bine poziționată să-și atingă obiectivul de menținere în Liga Națională, și în această formulă să mergem mai departe și să clădim, să construim în fiecare zi, așa cum construim din 2016, de când am început, de la primul meci cu Mitiu Gherle, când și acum mai am biletul ăla de la primul meci din divizia, când era contabilul și portarul de la primărie din sau în echipă. Divizia A. Din divizia teritorială, din divizia A 4 am pornit. Liga 4. Am spus. Din Liga 4 am plecat atunci cu Mitiu Gherle, că a fost primul meci pe care l-am avut la Cluj, dacă îmi amintesc bine, să-mi greșesc aici pe Cluj Arena. Da? Și am crescut etapă cu etapă și uitați că am ajuns. Când am spus că Universitatea va ajunge pe parcursul ei în Liga Națională și își va continua că la un moment dat să se bate inclusiv pentru un loc pentru cupele europene. Și nu departe va fi acel moment. Pentru că în spate este un brand extraordinar. Brandul acesta universității, repet, unește, ne reprezintă, e de calitate și de aceea am făcut ce ne-a stat în putință atunci să-l salvăm. Suntem singurii care am reușit să nu facem trei echipe, trei universități la Cluj. Că dacă te duci și la Dinamo, la Steaua, la Craiova, la Timișoara, toți sunt cu echipe prăștiate peste tot, de toate felurile. Noi am reușit să păstrăm un singur U și asta e cea mai importantă realizare a noastră, că un brand de asemenea valoare și păstrează continuitatea, repet, arătând respect în egală măsură pentru CFR și de susținere pentru ceea ce au făcut și fac pentru Cluj și pentru fotbalul românesc, dar ca în fotbal, evident, că ai o echipă preferată și nu te poate condamna pentru asta, dar asta nu înseamnă că ești împotriva cuiva. Înseamnă că îți susții echipa favorită fără a fi împotriva celeilalte. Iar, repet, ca autoritate publică de departe, sprijinim CFR-ul cu tot ce este la dispoziție, cu toate mijloacele posibile, astfel încât să aducă pentru oraș cele mai bune rezultate cu putință. M-am spus că e vorba despre Cluj, toți suntem pentru Cluj. Domnule primar, să sperăm că aveți din nou gura aurită. Asta depinde cine ne ascultă, că unii zic, stai domnule, da, acum să nu pierdem. Nu trebuie să se supere nimeni. Că ați spus, fiecare cu ce echipă ține. Da, adică e o chestie de fair play, evident că totul trebuie să se desfășoare în limitele absolut ale sportivității. Eu v-am zis, eu sunt subiectiv aici. Da, și eu sunt subiectiv și de aceea, repet, nu vreau să ofensăm pe nimeni și în egală măsură respect dreptul celorlalți sau opțiunea pentru susținerea celelalte echipe. Repet, când suntem între noi, avem dreptul să avem opțiuni diferite. Când suntem în competiție cu alții, toți trebuie să fim pentru Cluj. Domnule primar, ce este pe agenda la Comitetul Regional al la Bruxelles, la Comitetul Regiunilor? Sunt multe teme importante. O temă la care am lucrat și cu care lucrez și am reușit să aducem Comisia Europeană să vină în fața Europei cu un plan de diminuare a exodului creierelor. Și voi participa la o dezbatere cu comisarul Șuița pentru demografie și alți oficiali europeni pentru a vedea cum putem
păstra echilibrul în Europa și diminua exodul ăsta al forței de muncă, cum putem opri îmbătrânirea forței de muncă, cum putem crește natalitatea, cum putem opri golirea satelor și a mediului rural, cum putem să-i facem pe oameni să rămână acolo unde sunt prin crearea de condiții bune de viață, să nu fie nevoiți ca din motive economice să migreze în altă parte, să plece în altă parte, să emigreze. Sunt probleme fundamentale ale Europei, pentru că dacă aceste probleme nu sunt tratate acum, se va ajunge la o disparitate, înseamnă la o divizare a Europei atât de mare încât poate fi pus în pericol inclusiv proiectul european, prin creșterea curentelor extremiste, populiste, pentru că la asta vor duce accelerarea acestor discrepanțe, acestor diferențe majore între o anumită parte a Europei și o altă parte a Europei. Și atunci eu, în calitate de președinte al Comisiei de Coeziune Teritorială, pentru asta economică și socială, rolul meu este tocmai de a duce împreună toată Europa, adică să nu fie la scară mare, dar această comisie asta își propune să aducă împreună Europa și nu să o separe, să o divizeze pe diverse probleme. Fac o paranteză că am fost urecheat, domnule primar, și uitați, așa este, am vorbit de fotbal, dar să nu punem, haideți să zicem, să nu punem în umbră victoria UBT-ului cu Bursa Spor la Basel. Este extraordinară această reușită și bravo băieților, pentru că și ei sunt campionii României, au câștigat și Cupa României în atâtea ori. Sunt mândria noastră, tot brand U este, nu? Vedeți că tot despre U vorbim, așa cum și la fotbal feminin, echipa de fotbal a universității, pentru că tot sub U, sub sigla U, concurează, are 11 titluri la rând, dacă nu greșesc, de campioană a României. Deci, vedeți, acest brand U reușește și va reuși în continuare să aibă performanță. Închei partea asta și despre Europa, spunând, pentru că eu totdeauna încerc să văd ce pot lua din Europa, în afară de bani europeni, care se aducem la Cluj, și uitați, acum avem 4 miliarde de euro în proiecte de diverse feluri în implementare, ce pot lua și să aduc și să aplic aici, la noi, acasă. Iar o idee pe care vreau să o punem în practică împreună cu clujenii și cu oamenii, cu specialiștii, este să răspundem la întrebarea cum putem să ne menținem mai bine forța de muncă în Cluj, și în zona Clujului, pentru că deja eu nu mai vorbesc de multă vreme numai de granițele administrative ale Clujului. Adică cum putem, pentru că este o criză acută de forță de muncă, este cea mai mare provocare pe care are România și poate această parte a Europei și poate Europa în ansamblu. Îmbătrânirea populației, da, care este o mare problemă, scăderea natalității, da, care este a doua problemă majoră, competiția pentru forță de muncă de la instalator și electrician, până la IT-ist sau lucrător în servicii publice. Uriașă problemă avem. În Cluj s-au ajuns să-și fure firmele angajați între ei. Între ele, firmele să-și fure angajați între ele. Pentru că avem o penurie de forță de muncă. Iar asta se accelerează. Văd și eu la mine că toți scot la concurs postul pentru IT și nu vine nimeni. Am scos inginer de drumuri, nu a venit aproape nimeni. Avem probleme cu această forță de muncă. Atunci, acel IT-ist care era plătit cu 10.000 de lei. N-a venit nici acum pentru poziția aceea, nici acum nu l-am găsit și n-a venit. Asta este piața IT-ului, pentru că este domeniul al inovării, al inteligenței artificiale, unde, repede, se câștigă de pe băncile facultății 1.200 de euro din anul 3 de facultate. Se angajează și primește de la 800 la 1.200 de euro. Dar minte, după un an, 2. Dacă spuneați, domnule primar, dacă ați spus de forță de muncă, momentan în Cluj-Napoca sunt foarte mulți asiatici care vin să lucreze. Există vreo politică a primăriei care să vizeze în mod expres? Asta este o consecință a ceea ce am spus, a lipsei forței de muncă. Aici este relație în care guvernul stabilește numărul maxim de muncitori extracomunitari pe care acceptă. Deci, pe vremea mea erau 10.000 când eram prim-ministru. Atâția, 10.000 se acceptau muncitori extracomunitari. Acum cred că s-a ajuns la 100.000 care se permit să aibă permis de muncă din afara României. Da? Din afara Uniunii Europene, de fapt. În spațiu european poți să-ți alegi oriunde locul de muncă. Din afara spațiului european, 100.000. Evident că ne adresăm și acestei teme, încercând să vedem dacă firmele care au angajat ne sesizează pentru a-i sprijini, pentru a-i ajuta. Deci e un fenomen care se întâmplă deja și în Europa și în România, aducere de forță de muncă extracomunitară. Dar
Până acolo, eu cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință să ne menținem resursa noastră umană aici, acasă, care este în Cluj, în județul Cluj. Și aici, dincolo de ce facem pentru Cluj-Napoca, de multă vreme, pentru calitatea vieții, pentru a rămâne oameni aici. De ce facem de multă vreme pentru zona metropolitană. Vedeți, infrastructura în primul rând, conectarea cu Apahida a făcut acum 10 ani prin centura cu Apahida, prin lungimea Bulevardului Muncii. Acum cu Baciu, cu Floreștiu și cu Gilău, prin centura metropolitană și cu trenul metropolitan și cu metrou, reușim să acoperim inelul zero al Clujului. Ne ducem la nivelul următor, trenul metropolitan, pe o axă importantă în care să ducem calitatea vieții din urban în rural, încercând să le oferim oamenilor condiții să poată locui în rural și să vină la serviciu la oraș. Veți vedea, tot mai mulți oameni care au salarii mai bune și câștigă mai mult vor prefera să trăiască într-o zonă rurală unde să poată avea o căsuță, o grădină, să poată avea o comunicare de mobilitate urbană bună cu trenul metropolitan, cu mașina, pentru că e centură, cu metrou sau cu mașina să-și lase într-un park and ride și să poată circula în interiorul orașului cu metrou, dar preferând să locuiască la 20-25 de minute într-o zonă rurală, cu o condiție ca noi să modernizăm spațiul oraș. Așa, noul concept pe care l-am văzut că se aplică și în Europa, relația asta urban-rural, trebuie să o accelerăm și noi. Adică să creăm legături mult mai bune între mediul urban și mediul rural. Adică noi să ducem din mediul urban ce? Să ducem broadband-ul și internetul de ultimă generație, pentru că acolo să se poată dezvolta afaceri, să poată avea acces la servicii administrative de calitate, să poată avea o conectivitate online, dacă vor să facă o consultație medicală cu spitalul, să mai vină până aici, să poată cei din 19 comune care țin de Cluj să-și poată planifica buletinul de acolo, fără să mai vină până la Cluj, să le duci infrastructură, drum, apă, canalizare, abecedarul, plus internet, creezi primele condiții și după aceea cu avantajele competitive pe care le-au acolo, turismul și agricultura, prin ceea ce duci, repet, tehnologie, să-și poată dezvolta afaceri acolo. Da, astfel încât să eviți depopularea satelor, să eviți depopularea mediului rural și să primiți mulți din oraș care să trăiască acolo, nu doar în case de vacanță, ci pur și simplu să existe această mobilitate. Iar noi să aducem din spațiul rural beneficiile spațiului rural. Ce vrem de acolo? Produse sănătoase, de calitate, da? Din agricultură ecologică. Și atunci noi am decis că la stadion vom avea în fiecare zi piață volantă pentru producătorii din zona rurală să vină să desfacă produsele aici la Cluj. Le dăm un spațiu de desfacere, o posibilitate de a comunica. De asemenea, să le punem la dispoziție transport public. Asta facem noi acum. Cu zona metropolitană deja avem extins transportul metropolitan. Vrem să ducem acum înspre hub-ul acesta urban-rural pe care îi creăm pe axa Șurila Petrești de jos, să ducem transport public. Vrem, se va extinde și cu Șurila Petrești și cu Ariton, o altă zonă unde au rămas fără transport public, o altă importantă de dezvoltare, pentru a ne asigura conectivitatea. Ei, lucrând la această viziune, putem să ne menținem forța de muncă aici, acasă. Putem să ne menținem oamenii și în mediul rural să lucreze acolo sau să vină la oraș, pentru că doar concentrându-ne pe oraș nu mai este suficient deja. Nu mai este suficient. Dar și de aceea trebuie să vedem... Aici aveam să vă întreb, cu ce puteți ajuta firmele care au asiatici? Și sunt destul de multe firme care au în Cluj. În funcție de ce ne vor solicita, le vom pune la dispoziție. Ne așteptăm să vedem care sunt problemele cu care se confruntă, astfel încât să le putem răspunde la nevoile lor. Eu nu știu nevoile lor dacă ei nu mă sesizează. Domnule primar, trecem la suport. Aveți o concluzie după dezbatere? Există o poziție a proprietarilor? Care sunt șansele să se construiască acolo și în cât timp ar putea apărea pe teren tot ce este în planșe? Concluzia dezbaterii este că mai avem nevoie de dezbatere și asta se va întâmpla. Vom mai avea încă o dezbatere, pentru că și mulțumesc domnului Tarcea pentru moderarea acestei dezbateri, nu ușoare, dar vor mai urma și altele, inclusiv cu Comisia Tehnică de Urbanism, pentru că până la urmă ea trebuie să-și dea avizul pentru forma finală a masterplanului și făcute cu cap, cu respect pentru proprietari, dar și pentru interesul general al orașului de a avea o viață de calitate. Acest lucru se va întâmpla și v-am prezentat câteva soluții în cadrul dezbaterii publice, și anume de a avea infrastructură, în primul rând, ca să putea construi de calitate, da? De a avea drumuri, de a avea școli, creșe, grădinițe, de a avea parcuri, astfel încât acolo să fie o viață de calitate. Și evident că trebuie să compatibilizăm cât este nevoie interesul public cu interesul privat, fără să uităm că interesul public este foarte important, pentru că vizează traiul nostru pentru următoarea sute de ani acolo. Deci construim un oraș în oraș,
nu pentru o oră sau pentru 10, nu pentru o zi sau pentru un an, ci pentru 10 și sute de ani. De aceea trebuie făcută ca la carte și este cel mai important proiect de acest fel din România. Nimeni n-a avut curajul să pornească așa cum pornim noi în momentul de față acolo. Domnule primar, s-au anunțat câștigătorii pentru Liceul Lucian Blaga. Vă place soluția? Știți cum e cu soluțiile astea? De când am plătit cu chestia cu Cogălnicianu, mă feresc să mai fac aprecieri. Pentru că am fost extrem de încântat când am aplaudat rezultatul concursului de soluții de pe Cogălnicianu. Da? A fost un concurs de soluții internațional. A câștigat o firmă de la Cluj, care după aceea zice ce a făcut. Adică, după ce câștigi concursul de soluții, eu m-am așteptat că concursul de soluții e legea părților. Ești obligat să pui în practică soluția cu care ai câștigat. Nu am putut imagina că o firmă care câștigă un concurs de soluții modifică viziunea cu care a câștigat și se duce și obține alte aprobări peste ceea ce a obținut în concursul de soluții. Se peste puterea mea de înțelegere și nu am văzut din partea Comisiei de Monumente când proiectantul s-a dus cu altă propunere decât cea din concursul de soluții, spune, băi, omule, stai că nu-i bine, ce faci aici? Bun, deci asta s-a întâmplat pe Cogălnicianu cu grupul statuar. Acolo e o poveste și în continuare. Nu, e o poveste, asta e realitatea. Asta e realitatea. De fapt, e realitatea și în continuare. Am despicat firul în patru ca să văd ce se întâmplă, pentru că eu ca primar nu sunt responsabil cu detaliile tehnice de executare a construcțiilor. E treaba specialiștilor și a tehnocraților. Eu am dat o viziune, am asigurat susținere financiară, am asigurat cadrul pentru concurs de soluții de ultimă generație în Europa cu specialiști. E treaba specialiștilor după aceea să pună în practică viziunea pe care am declarat-o câștigătoare. Nu e treaba primarului să verifice... Înseamnă că tehnocrații nu și-au făcut treaba? Da. Păi asta este, am spus-o și ieri, am spus-o și alaltă ieri, am spus-o și când a fost discuția din Comisia de Urbanism cu casele din Sopor de 350 de metri pătrați, când toți tehnocrații doreau case să facă ghetou în Sopor și în Borhan și a spus nu. Că mai avem și o responsabilitate față de viitorul acestui oraș. Voi, ca tehnocrați, nu aveți această responsabilitate. Numiți, veniți, plecați, nu știe nimeni de voi. Așa cum nimeni nu știe cine e Comisia asta de Monumente. Toată lumea vorbește, nimeni nu știe cine este. Este așa, o fată Morgana. Nu, ar trebui și Comisia asta de Monumente să vină și să-și asume încetate. Și să spună, da, domnule, am aprobat schimbarea viziunii din concursul de soluții pentru următoarele motive. Să-și apere soluția, să vedem de ce au făcut-o. Pentru că, în primul rând, cel care și-a încălcat grav deontologia profesională, ca să nu mai știu de alte chestii, că nu cunosc toate legile arhitecților. Un proiectant care câștigă un concurs de soluții fără să aibă aprobarea nimănui altcuiva de la beneficiar. Dacă venea la mine, la primar, să mă întrebe, știți, domn primar, aș vrea să modific soluția inițială, să nu mai fie cu socru, să fie fără socru școlar de leană. Cred că l-aș fi dat afară din birou dinainte de a închide gura, n-ar fi reușit să spună ceva. Da, evident că n-a făcut nimic de genul acesta, nu m-a informat. Să-mi vine să-mi spună, domnul primar, știți, uite, am câștigat concursul de soluții în viziunea asta, dar eu mă gândesc că e mai bine așa. Evident că i-aș fi spus politicos, ieși afară și urmează ceea ce ai câștigat prin concursul de soluții și pune în practică. Fără să aibă acordul, repet, eu n-am aflat de așa ceva decât acum. Târziu că în Comisia de Monumente, pe baza propunerii proiectantului, s-a aprobat o altă soluție. Evident că m-am dus în teren când am văzut ce se întâmplă acolo. De unde Dumnezeu este școala de rană fără soclu. Și atunci am cerut repunerea pe soclu imediat. Și pe aceea am despicat firul 4 și am văzut că proiectantul de fapt și-a încălcat obligația din concursul de soluții pe care l-a prezentat, pe care a avut-o acolo anunțată. Și mai mult decât atât, se bătea și cu cărămida în pie prin oraș și dobe, dar ce și soluția mea era pe soclu. Și atunci evident că bună dreptate se pune întrebarea cu ce drept ai permis să vii cu altă soluție în practică, fără să ceri aprobarea beneficiarului, repet, beneficiarului lucrării care este orașul prin primărie. Da, bun, am încredere totuși că acești tehnocrați își vor face datoria și vor pune lucrurile în ordinea lor firească. Bun, revenim la Lucian Blaga. V-am întrebat dacă vă place soluția, dar de fapt vreau să vă întreb dacă mai sunt școli care se vor moderniza prin concursuri de soluții. Mai avem în plan, dar acum așteptăm să se cristalizeze aceste soluții, să le putem gestiona, pentru că nici ordinul arhitecților nu are capacitatea administrativă să gestioneze atât de multe concursuri de soluții. Această practică este bună. Nu trebuie să aruncăm odată cu apa din covată și copilul, știți?
pentru că soluția concursului de soluții tocmai de aceea este foarte bună, că e transparentă, participă foarte multă lume, se văd foarte multe soluții, poți să decizi cea mai bună dintre soluții, dintre cele mai bune soluții prezentate. Asta e marele avantaj. Ei, nu devine concursul de soluții pentru că un proiectant dintr-un concurs de soluții modifică soluția cu care a câștigat. Aia e vina exactă a proiectantului și a comisiei care a aprobat această modificare, care, repet, a trăit într-un tool de Tilde și nu Cluj-Napoca. Pentru că eu mă așteptam, dacă nu de la proiectant, măcar de la comisia de monumente, să-i spună stop. Că aia totuși e formată din specialiști în istorie, specialiști în arhitectură, specialiști în spații urbane, specialiști care înțeleg dimensiunea Transilvaniei, dimensiunea ce înseamnă școala ardeleană. Unul de acolo să fi spus, stați, mă, că nu faceți bine. Stați un pic, că noi de aia am fost numiți aici să apărăm valorile, tradițiile și dimensiunea simbolică a ceea ce înseamnă Transilvania. Nu suntem puși aici ca să mutilăm niște monumente de for public. Deci, de aceea nu pot să nu-mi ascund revolta față de tehnocrați care, repet, fie din necunoaștere, fie din ignoranță, au permis așa ceva. Da, domnule primar, este 10:26, am spus că ieșim puțin mai repede, vă mulțumesc mult. Mai repede, când ne fericire. Și eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta problemele acestea arzătoare ale Clujului, dar până la urmă să ne bucurăm de primăvară și de Clujul, pentru că orașul nostru, vă spun, am văzut multe lucruri în Europa, văd multe lucruri din perspectiva calității acestea pe care o dețin temporar de președintele Comisiei de Coeziune Teritorială. Clujul se vede bine din Europa și este un model de bună practică în foarte multe domenii, datorită calității oamenilor de aici. De aceea, și atunci când sunt supărați, le spun clujenilor, haide să vedem partea plină a paharului și să ne construim în continuare un Cluj european, tolerant, cu respect între noi, punând accent pe lucrurile care ne unesc, nu pe cele care ne dezbină și făcându-ne fiecare datoria, nu în mod excepțional, ci doar normal. Și vă spun că dacă în continuare Clujul va fi așa, responsabil și își va face fiecare datorie acolo unde este pus, nu vom fi decât învingători. Pentru că până la urmă, Clujul este suma acțiunilor fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi dăm o imagine a Clujului acolo unde lucrăm, de la taximetristul care primește prima dată un turist, până la contactul cu administrația, până la contactul cu hotelul, până la contactul cu chelnerul, până la spațiile urbane pe care le ai în oraș, la curățenie. Adică fiecare, repet, dintre noi ne facem datoria așa cum știm că trebuie să ne o facem, cu siguranță vom fi un oraș învingător întotdeauna. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, și weekend plăcut.